ziua! Bine ați venit alături de mine în bucătărie! Astăzi vreau să pregătesc o salată de conopidă cu maioneză vegană. Haideți să vedem despre ce este vorba. Am aici 150 de grame de avocado curățat. Aici am conopidă, nu știu ce să zic, am avut o conopidă foarte mare și mai mult de jumătate din ea am pregătit. Nu am cântărit-o deoarece eu am fiert înainte conopida și acum degeaba aș cântări-o pentru că a reținut și apă. Faceți în funcție de câtă conopidă aveți. Am pregătit 150 de ml de ulei, ulei de floarea soarelui presat la rece, o ceapă tot așa am fiert-o înainte, zeamă de la o jumătate de lămâie și sare după gust. În prima fază voi pasa fin avocado. Am să folosesc un aparat de bucătărie. După ce obțineți o pastă fină de avocado, se adaugă uleiul și îl adăugăm tot treptat ca și la maioneza clasică. Am să adaug zeama de lămâie. Și jumătate din sarea pe care am pregătit-o. Iar la sfârșit, dacă mai e nevoie, să mai adaug. Așa arată maioneza. Acum am să mixez conopida, după care pun maioneza peste. Adaug și ceapa. Ceapa se poate folosi și nefiartă, la fel ca la salata de vinete. Aleg să fierb ceapa deoarece alăptez și pe Andy îl deranjează dacă mănânc ceapă crudă, așa că o fierb și e mai sigur așa pentru noi. Thank you.
urmează acum să adaug maioneza peste conopida. Așa arată salata mea de conopidă. Am să pus să văd dacă mai e nevoie de sare. Eventual puțină sare mai. Am să folosesc toată lingurița pregătită. După cum vă spuneam, noi nu mâncăm foarte sărat. O să spun că aproape deloc. Nu folosim sare decât așa în preparate, foarte puțin. Delicios! Vedeți, este gata și salata mea de conopidă. Noi o vom servi alături de parmezan de caju, făcut în casă. Dacă vă place rețeta mea, vă rog frumos să-mi dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Să avem o zi frumoasă, copii sănătoși și muncăcioși. La revedere!